Să vii ce proslăvit să fie Domnul. Amin. Mi-a plăcut foarte mult psalmul pe care l-a citit fratele păstor mai înainte, din psalmul 27. Și-aș vrea ca să repet ce scrie la versetul 4, de la în a doua parte a versetului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Aș vrea totodată să citesc versetele care se găsesc la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 16, și ca să ne reamintim care este definiția templului pentru noi ca creștini, pentru noi ca copii al lui Dumnezeu după noul legământ pe care îl avem în Iisus Hristos. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept, în felul veacului acestuia să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acestea este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Amin. Amin. Haideți, dragi frați și surori, ca să ne concentrăm în dimineața aceasta la templul nostru. Și dacă ne-am lăsat până acum înșelați de satana și am crezut că, după înțelepciunea noastră, putem arăta în afară doar un templu de fațadă, aș vrea ca să nu uităm că așa cum psalmistul spunea că privește și se minuneze și se minunează de Dumnezeu, așa și frații și surorile privește spre templul meu și așa și Dumnezeu privește spre templul meu. Dar din ce motiv se minunează? Din ce motiv se minunează frații sau din ce motiv se minunează Dumnezeu de templul meu? Vedem că Iisus la un moment dat a mers spre Ierusalim. Și scrie la Marcu, capitolul 10, cu versetul 15, au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. Și vedem aici un motiv de care s-a minunat Iisus, dar era un motiv negativ, care nu vreau să se găsească la noi în dimineața aceasta. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poartă vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Vedem aici că Dumnezeu privește spre templul nostru. Și cum am spus mai înainte, sunt două lucruri de care se poate minuna. Ori se minunează de râvna noastră, se minunează de dragostea noastră, de a simți împreună cu frații, de a ne ruga unul pentru altul, că la aceasta suntem chemați, ca să ne slujim reciproc. Se minunează de felul tău de a vorbi, de a te comporta, de a face fapte bune. Sau se minunează de viclenia, de lăcomia, de mândria, de fățărnicia, de falsitatea pe care ai acceptat-o în templul inimii tale. Haideți, dragi frați și surori, Iisus să nu fie anevoit ca să intre El în templu, El să trebuie să răstoarne masele, El să ne oprească din a furta lucrurile care sunt trecătoare și nu sunt importante și să o facem noi în dreptul nostru. Haideți ca să fim niște templu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, care după ce s-a curățit templul nostru, după ce l-am pus în închinarea, după ce l-am închinat Domnului nostru, ca să trecem și la slujire. Și așa cum s-a amintit că este o rugăciune de cauză, aș vrea ca să fim niște temple pline de râvnă, pline de dragoste, așa cum ne îndeamnă Biblia, cu același gând, cu același simțire, fără judecăți, fără mândrie, pentru că viața ca creștin în trupul lui Iisus Hristos este o viață de slujire și o viață unde mădularele trebuie să simtă una cu alta. Din cauza că dacă ești ochi și suferi,
Ai pretența și ai dorința ca să fii ajutat de mână, să simtă și piciorul cu tine, să simtă și urechile cu tine. Și dacă mâna ajunge să fie lovită, are pretenția ca și picioarele și celelalte modulare să simtă împreună cu ea și așa este natural în trupul omenesc. Dar Iisus nu fără chip a dat ca exemplu trupul omului. De aceea, poate astăzi tu suferi, poate mâine eu sufer. Dar important este că m-am făcut partea. Și când ne vine rândul ca să o dăm, să o dăm ca și noi, la vremea noastră, în nevoile noastre, să fim și noi udați de rugăciunile fraților. Scrie aici, într-o cauză, vă rog să ne rugăm pentru fratele Darius, care are cancer, ca Dumnezeu să spre viață în dreptul lui. Avem un Dumnezeu care poate să vindece și cancerul, să ne rugăm ca pentru noi. În alt bilet, ne spună rog adunarea Domnului ca să aducem în rugăciune pe o soră de la Bacău cu 7 copii, care va trebui să treacă prin a 8-a cezareană, ca Dumnezeu să-și proslăvească numele și să întărească familia în cauză. Amin. Și pentru mamele cu mulți copii, ca Dumnezeu să le dea putere și sănătate și multă nădejde în Iisus Hristos. Amin. Aleluia. Dumnezeu privește spre templul nostru în dimineața aceasta. Și aș vrea ca frații, dar în mod deosebit Dumnezeu să se minunează în ce sau cu ce râvnă și cu ce dragoste și cu câtă simțire intrăm în rugăciunea aceasta pentru cauzele care s-au adus și cauzele care vor urma. Amin. Amin.